Bine ați venit din nou la gala noastră. O să vă rugăm totul să vă prezentați. Bine v-am găsit. Gabriel Moiceanu, campion broker, regiunea Sud, mai exact Argeș. Mai exact din Argeș. Cum au mers asigurările în Argeș în 2012? În ceea ce ne privește, a mers bine. Avem o creștere din nou, la fel ca anul trecut. Ne-am fi dorit mai bine. Personal, eu nu sunt foarte mulțumit, pentru că așa sunt eu, nemulțumit. Dar este loc de mai bine. Cert este că, din punct de vedere profesional, am coborât un pic acele asigurări auto, IRCEA, ceea ce vinde toată lumea, și ne-am concentrat un pic pe partea profesională de corporate. Încercăm să diversificăm un pic portofoliul, pentru că vedem în ce direcție se duc asigurările. Și în ce direcție se duc asigurările? Simțiți că pe segmentul de corporate ar fi secretul unei creșteri? Cu siguranță, pe termen lung. Diversificarea portofolului, e clar că și oamenii au crescut din punct de vedere profesional, pentru că la nivelul campion broker s-a creat acel sistem de a cursa proprii colaboratori. Vine în ajutorul nostru, vine în ajutorul colaboratorilor mei și ne ajută să dezvoltăm și profesional colegii, dar să și vindem alte tipuri de asigurări care până în momentul de față brokerii, și mă refer la brokerii noi, vechi, nu prea le vindeau, pentru că majoritatea sunt vânzători de RCA. Este o politică a companiei să încercăm să vindem altceva în afară de acel RCA pe care îl vând sau l-au vândut la colț de stradă toți. Cum este, ce ne puteți spune despre puterea de cumpărare, să-i spunem așa, din Argeș, a oamenilor în ceea ce privește produsele de asigurare? 2012 a reprezentat un an mai bun din punctul acesta de vedere? Sunt argeșenii mai orientați către asigurări decât până acum? Nu, cred că trendul este același, cred că trendul este în scădere. Veniturile, chiar dacă în Argeș avem acea fabrică de automobile și sunt niște venituri, s-a dezvoltat o industrie pe orizontală, veniturile sunt tot mici la majoritatea populației și cred că oamenii, primul lucru la care renunță la asigurări, la un casco, la asigurări suplimentare, la asigurări de sănătate, cu atât mai mult la asigurările de viață. Este o problemă, cred că populația este totuși îngrijorată vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în economie. Totuși sper ca de anul acesta să vedem lucruri în creștere. Avem semnale bune în momentul de față, dar este necesar să se concretizeze. De la 2013, ce așteptări aveți? Noi personal ne-am propus să dezvoltăm și să creștem în continuare, dacă se poate, 30-40%, ca să ținem ritmul cu, eu știu, campion broker național, pentru că asta a fost creșterea și în 2012. Vrem să creștem la fel și, în primul rând, vrem să vindem de calitate, vrem să diversificăm clienții și, de ce nu, să-i servisăm și în alte domenii financiare, evident, care au legătură cu domeniul asigurărilor.